Ei bine, oameni buni, este timpul să invit în platou două legende ale fotbalului românesc. E vorba de Miodrag Belodedic și Ioan Andone, care au decis să-și ia ghetele din cui și să se înfrunte din nou pe teren. Totul pentru un scop nobil, într-un meci caritabil. Așadar, aflăm mai multe de la Miodrag Belodedic, Ioan Andone și o parte, ca să zicem așa, din echipa organizatoare. Bine ai venit, vecine! Salut, Iulian! Unde? Nu mai era și Florin? O nu mai să fie Florin. Am înțeles, e structura pe aici. Aici? Vă rog stai frumos, da. Hai, stai la mijloc, că eu s-am dat jucat tot. La mijloc tot timpul. Acum stăteam să mă gândesc cum să vă spun. Miodrag Belodedic și Ioan Andone... Sau Căprioara și Fălcosul. Asta a fost doar, nu știu, o perioadă. Da, a fost o perioadă de asta, nu? Căprioara și... Ieșită dintr-un comentator așa de... Da, dar oricum microbiștilor le place să dea porecle, nu? De unde a venit poreclele astea? Eu de la Constituție. Da, cine a dat-o? Sau de unde a venit? Colegii de clasă. Da, când eram deja, eram în liceu. A, deci e veche porecla din liceu? Da. Am înțeles, perfect. Iulian este omul care are o asociație, asociația se numește... Asociația Liga Legendelor. Liga Legendelor și tu și Florin acolo, nu? Da. Așa, bun. Iar voi ați făcut această... Florin, vino aici să stai pe fotoliu aici, spunem un loc. Iar voi ați făcut această asociație și vreau să ne povestiți un pic mai multe despre ea, pentru că o să fie un meci foarte tare pe care oamenii nu trebuie să rateze, meciul stelelor, da? Da. Deci, inițiativa acestui proiect a pornit în 2018. Am vrut să fac un eveniment dedicat centenarului României și m-am gândit că cel mai bun prilej de a sărbători centenarul ar fi un centenar al fotbalului românesc. Nu cunoșteam pe nimeni în lumea aceasta a fotbalului, dar ușor, ușor am început să întreb în stânga, în dreapta, am făcut rost de numărul domnului Ioan Andone, de numărul de telefon al domnului Belodedic, am sunat, le-am spus ideea ce aș vrea să fac și ei au fost foarte încântați și m-au susținut trup și suflet în acest demers. Am pornit. Mi se pare foarte tare, adică cu 3 ani să pleci cu ideea asta, să nu cunoști pe nimeni din fotbal și din domeniul ăsta. Și Florin știu că are legătură cu muzica populară, deci clar, nici el n-avea treabă cu sportul, nu? Da, așa este. Florin, pot să spun că e ca fratele meu mai mare și m-a susținut tot timpul. Bun, și ați făcut această asociație, iar luni are loc meciul. Da, am făcut această asociație împreună cu domnii de față, cu domnul Andone și domnul Belodedic și le mulțumesc pe această cale că ne-au fost alături în acest demers. Și noi dorim prin această asociație să promovăm fotbalul, educația non-formală prin intermediul fotbalului și să ajutăm cât mai mulți oameni posibil, cauze sociale, umanitare. Cred eu că fotbalul este un sport destul de versatil care poate aduna mase de oameni în jurul lui. Corect. Și iar meciul ăsta o să fie luni, nu? Da, luni, luni seara pe stadionul Dinamo. 30. Perfect. Publicul poate să vină? În momentul de față putem aduce până la 25% din capacitate, dar doar spectatori care au adeverința de vaccin sau fac dovada unui test PCR sau antigen rapid. Oamenii pot să afle mai multe amănunte despre chestia asta, presupun că undeva de pe... Pot intra pe Facebook Liga Legendelor Oficial sau pe site-ul nostru ligalegendelor.com să afle mai multe detalii despre eveniment. Și... Perfect. Avem legendele aici, cum spuneam ceva mai devreme. Miodrag Belodedic, la mulți ani, a fost ziua ta acum câteva zile. Nu? Da, a fost acum pe 20 mai. Ai împlinit doar 47 de ani. 47 de ani. Da, mai am 4-5 ani și intru la pensie. Perfect. Ioan Andone, de câte ori ați fost așa adversar pe teren? De multe ori. Cred că am fost de 10-15 ori. Păi toate derbiurile. Din 80 Eu 83 la Dinamo, 84 4, 5, 6, voi doi v-ați întâlnit doar la cornere, că fiind amândoi fundaj, nu? Adică... Da, nu, mai ne întâlneam noi la cornere. Acolo erau privirile mai... Și ne întâlneam la echipa națională, dar am făcut cuplu și... Da. Pot să spun că a fost cel mai bun libero cu care am jucat eu. Tu erai cu tehnicitatea, eu eram cu materialele. Deci Belodedic era... El culegea, știi? Eu mă băteam cu toți atacanții și el culegea. Căprioara, nu? Și să spunem că a câștigat și de două ori Liga. Singurul român care a câștigat Cupa Campionilor de două ori. Odată cu Steaua, nu? Și odată cu Steaua Roșie Belgrad.
Da. Da. Mare performanță acum. Da, modest, nu zice nimic, în, nu? Bine. Așa, așa a fost el, așa și a fost... Și jucătorii mari și jucătorii mari nu. Nu știam, nu, eu nu știam să vorbesc despre fotbal, despre să explic, să vorbesc să, despre tactică. Tu știai să joci. Eu știam să joc fotbal și atât. Când mă băgam în În teorie, da, era greu, greu, nu știu, nu, mie mi se păreau toate lucrurile care le făceam în teren normale și firești. Că era așa, talentul ăla, te naști cu talentul ăsta cu harul. Nu, adică am avut noroc, pentru că am avut în fața mea doi băieți puternici și îmi făceau treaba mea mai simplu și mai ușor. Pentru că tu fiind fundaș, aveai mijlocași ăștia buni de care ziceai, nu? Da, și așa mai departe, atacanți. Ioan Andone, oameni buni, și jucător, și în același timp antrenor, nu? Ne cunoaștem de mai mult timp. De foarte mult timp. De la CFR. Exact, de la CFR Cluj, când performanță fost, mult acolo. Bine, pe vremea lui Arpi Pascani am antrenat de două ori, am luat două campionate. Atunci s-a început era asta, uite, să ajungă în 13 ani cu 7 campionate. E o echipă, era de tradiție. Da. Dar câte echipe sunt de tradiție fără trofee? Exact. Și știi cum Arpi a început? Și a început bine. Și s-a continuat. S-a continuat, uite, 4 ani consecutivi, intră și în istorie. 4 campionate consecutive după 90 sau din 80 și 90, Steaua mai luat. Ai luat, nu știu câte ați luat voi atunci. O să vă dau un test astăzi, nu știu dacă sunteți pregătiți. E meciul pentru copii, deci ce se va întâmpla luni, da? Meciul Stelelor luni pe stadionul Dinamo va fi pentru copii, da? Pentru copii care au probleme, corect? Da. Atunci am adaptat, pentru că dacă meciul Stelelor, duminică, luni, pe oameni buni, deci luni pe stadionul Dinamo, va fi pentru niște copii, adică fondurile ajută niște copii, o să facem în felul următor. Mio drag Belodedici și Ioan Andone, față în față într-un meci în care vor trebui să recunoască super fotbaliști, colegii voștri din vremea când erau copii. Sunteți pregătiți? Deci, acolo, uitați-vă la televizor. Deci, Mio drag Belodedici, Ioan Andone, cine e în poza asta? Stai un pic, stai o secundă, să vedem treaba. Ia să vedem. Deci, cine e în poza asta? Deci, îl cunoașteți, super fotbalist. Din ai stat cu el noastre, în cameră. Nu, din echipele tu mi-o drag pe Leodedici, ai stat cu el în cameră. Poate să fie Pele, Balin. Pele, Balin. Asta e porecla, da? Păi nu, și nume, Gavrilă, Pele, Balin. El e, Balin, așa este. Ia uite. Da, Balin. Așa, cu... 1-0 pentru mi-o drag pe Leodedici. Imediat l-am văzut cum s-a așezat pe minge, că el e mai... Aoleu. Tu, Iulian? Iulian, și nu... E meciul lor aici. Să zicem. Deci, nu știu. Ioan Andone, cine e în poză? Păi mai dăm un indiciu, mai dăm ceva, că nu știu. Are o atitudine așa, regală. E, Hagi. Gică. E Gică. Gică Hagi, da. Incredibil. Gică Hagi. Da. E bine, acum da, Gică Hagi. Unu, s-a schimbat mult Gică. Deci nu mai vorbiți Iulian Florin. S-a schimbat, dar a crescut un pic. Cine aici? Asta e. Ioan Andone, nu mai dați indicii, să vedem. Și cei de acasă pot să ne trimită mesaje pe WhatsApp dacă recunosc fotbalistul din imagini. Cine e? Mi-o drag Belodedici, se consultă cu Ioan Andone. Nu e... Uite, scrie pe salopeta lui 1955. Bumbescu. Blond, cum îl vor... Bumbescu era blond. Blond, cu părul blond. Nu? El tac sânge. Hai să vă mai dau câte un indiciu? Da. I-a dat gol la un moment dat campioanei mondiale Italia. Bellini. Așa știm amândoi. Dacă ne mai dă din ele mai tu le dai prea. Da, el este Bellini în poză. Da. Aici cine? Ioan Andone, vreau să văd dacă tu știi. Nu zice nimeni nimic, doar Ioan Andone să ghicească. Păi după urechi îl cunosc. Zi tu cine? Nu, Ioan Andone, tu trebuie să spui. Cine? E Belo, să nu-l pui. Da, ele. Amă, Belo. Păi ce nu seamănă? Așa aveai urechile. Era mai urecheat și era mai puternic, mai mic. Nu l-ai recunoscut, nu? Da, el este mi-o drag, Belo Dedici. Ia să vă văd acum. Ioan Andone, mi-o drag, Belo Dedici. Cine e? După privire... Are, să știi, Ioan Andone, că îți dau un indiciu, a jucat la Dinamo. Și la Rapid, auzi pe cei din spate. Hai, vecine, zi. Dinamo și Rapid. Hai.
cu... Mai dau un indiciu? Mai dăm un indiciu. Se mai zice Mister? Mister. Cornel Dinu. Nu, nu. Am încercat Mister. Să vă... Inițialele... Marin? Inițialele no. M-R, dar am zis eu Mister. Nu, no, nu. No. M-R? Da. Și antrenor? Mircea Rednic. Da, Mircea Rednic. Eu cunosc de la 6 ani. Păi și nu l-ai recunoscut. Nu l-am cunoscut. Dați-mi apoi incredibil, imaginea cu el. E Mircea Rednic. De ce l-i Rednic? Păi era Creț. Acum aici văd că n-am. Da, aici. Eu unde? De mic era Creț. De mic era Creț. Aici era la 4 ani. Păi stătea la 3 blocuri de mine. Na, cred că îl știu deci, mai de mult deja. Exact. Azi. Mircea Rednic. Mircea Rednic. Da, hai să vedem mai departe. O generație puțin mai tânără. Hai să vă văd dacă ghiciți. Miodrag Belodedic. Du-te, Meniodrag Belodedic, du-te, du-te, Ioan Andone! Trebuie să tac. Dică, dică. Da. Du-te, dică, du-te. Da, exact. Dică are ochii lui Dică. L-am văzut, eu l-am văzut, îl văd pe el la federație. Uite, era la, cu geografia în spate, da? Dică. Voi vă întâlniți la federație, nu? Da, da, da. Da. Dică, acum să vă văd. L-am încercuit. E cam de departe. L-am încercuit. Cine, Ugăraru? Nu. No. Nu. No. Nu, nu știu no. Cine. Vă dau indicii? Da, nu știu. Acum mă tot uit ce grup. Nu știu. Dar cine sunt? Fotbaliști? Fotbaliști? Viorel? Moldovan. Da. Ele. Tot vecinul. Da, exact. Trebuie să-l spui că e vecinul, că pe stradă mai am unul, mai e unul, Pancu. Hai să vedem. Aici l-am încercuit. Vreau să vă aduc televizorul și mai aproape, așa, să vedeți, da? Stați un pic, dacă vedeți ceva în cadru, eu sunt... Incredibil. Aduc poarta mai aproape! Ia, am acum, așa. Ia vedeți. Am adus televizorul un pic și mai aproape, uitați. Se vede? Mult mai bine. Deci cine e cel încercuit? Păi să-l mai de ea. A? Băiatul l-a încercuit. Ia, pune pe tot ecranul să-l vedem și mai bine. Ioan Andone, Miodrag Belodedic, cine e zâmbărețul ăsta? Nu-l cunoașteți? Păi ăsta e ce echipă? E Dinamo? Aici ce echipă? Tricourile, nu știu, din curtea școlii. Cine poate să fie? Deci a jucat în Anglia, în Italia. În Anglia, în Italia, Chiu? Nu. Nu Chiu. Din aceeași generație. Ah, din aceeași din generație. Da, el. Mutu. Mutu, da. Mutu. Mutu. Da. Bă, bă, uite-l pe domn profesor Ianovski, uite-l pe... Da. Îți vine să crezi că e Mutu? Nu. Uitați-l și pe Dani Coman, jos portar. Da. În dreapta. Ia, da, mai am două poze. Bă, două poze. Cine e aici? Paste. Aici trebuie să recunoaște. Bă, ce... Nu știu. Bogdan Stelea, spun eu. Numai Bogdan sta așa supărat. Uite ce supărat e. Deci, practic, supărat rău. Supărat rău, rău. Perfect. Uite, păi nu aveam cum să-l... Și aici, în costum, cu tractorașul, după cum se poate observa, cu mașinuța. Cine? Nu știu. Deci... Chiar nu știu. Săgeata din Carpați. Ah, săgeata. N-ai un pârcălab? Nu. Poate fi fost și el săgeata din Carpați. Da, nu. Era și Lăcătuș, foarte fiara, fiara anterioară. Lăcătuș. Da, Lăcătuș, da. Ce, da? Cum trece timpul. Doamne, uite ce costum. Era cu eu cred că s-a terminat egal meciul între Ioan Andone și Miodrag Belodedic. Da, coach. Ce trece timpul, nu? Așa e. Trece, e și normal să treacă. E și normal să treacă. Și sunteți senzaționali și sper din toată inima lumea să caute pe Facebook, să caute pe online despre acest meci al legendelor. Luni pe stadionul Dinamo, banii sunt pentru a susține copiii, corect? Da, Iulian, da. Florin, să aveți baftă cu organizarea evenimentului. Mulțumim mult, Miodrag Belodedic, Ioan Andone. Eu vă aștept și pentru povești din culise, din astea, din... Asta nu avem voie să le spunem. De ce? Păi nu avem voie, că am văzut interviul. Uite, acum am aflat interviul. Nu mai e ca pe vremea, cum știu, să te declare trădător sau cum, dacă povestea aici. Tătăline, acum am aflat că a fost și pe la Scornicești. A fost pe la... Uite, eu de atât îl cunosc de ața, niciodată n-ai povestit. Dezertor. Ai fost pe la Scornicești. Eu n-am știut că ai fost acolo. Da, da, a fost și la Scornicești puțin. Cătălin, dacă îmi permiți... Te rog. Vreau să anunț oamenii pe această cale că pentru a susține această cauză umanitară, acest meci caritabil al nostru, pot cumpăra bilete virtuale, care sunt o alternativă a SMS-ului de donație. Ok.
nu știu dacă pot spune unde se pot găsi aceste bilete. Pe ia bilete.ro, nu? Pe bilete, nu, pe, bilete.ro. Pe bilete.ro. Pe bilete.ro se găsesc aceste bilete virtuale. V-am rugat să ne susțineți, să cumpărați număr cât mai mare aceste bilete, practic, să strângem fonduri. Banii ăștia ajută copii. Da. Susținem pe Mercy Charity Boutique cu această ocazie, care au două cabinete mobile stomatologice și merg în zonele defavorizate și greu accesibile și fac tratamente stomatologice copiilor aflați în nevoie. În meciul stelelor, Prunea, Rotariu, Cernat, Marica, Daniel Nicolae, Marius Nicolae, Marius Nicolae, Leu, cine mai e? Dorinel Munteanu, nu? Dănuț Lupu, da, Goian. Așadar, meciul stelelor, oameni buni, luni pe stadionul Dinamo. Vă mulțumim mult de tot, să aveți mult succes. Campionilor, mult succes. Vecine, mult de tot. Vecine, numai bine, vecine. Perfect, mulțumim. Deci dacă sunteți vecine, adică vor fi două echipe, echipa... Dinamoviști, nu? Echipa, echipa... Nu-i ceferism. Aici, deci o să fie așa, echipa lui Andone și echipa lui Miodrag Belodedici, nu? Da, tot păi. Amândoi fundași centrali. Și dacă îmi permiteți un ultim mesaj, e important să ne vaccinăm cu toții, să venim pe stadion, de acolo putem ajuta mult mai mult și să ne bucurăm împreună de ceea ce putem face cu ocazia acestui eveniment. Vaccinarea este foarte important. Păi fără vaccinare nu o să poți să intre la meci. Da, perfect. E foarte bine. E bine. Facem și o fotografie cu... la minut și vă mulțumim mult de tot și vă mai așteptăm mulțumim cu mare drag. Mirodar Belodedici, Ioana Andone, vă mulțumim mult de tot. Puteți să ieșiți pe acolo prin vestiare, pe unde puteți. Numai bine, mulțumim mult de tot.